Că nu vin la Scăieni și mai ei, nu? Vin la Scăieni. Nu vin la niciun Scăieni. Aolo. De ce tu faci cu preferință așa de nu mă unde vrei tu? Hai, mă! Hai, mă! Poate vii la Corecu în fiecare zi. La o fără un sfert sau o fără 20. Ce drag? Chiar îți bagi jos cum mă trimiți acolo, că dacă nu-i sănătos. Aia e. Stau în fiecare zi, două ore, te aștept pe tine. Și muncitorii atunci, pur mă spuneți, intră la sancțiuni. Trec la sancțiuni cu voi, n-ați făcut paleții. N-ați făcut. Nu ți-e rușine să apari în fața lor la ora asta. Mili când are treabă în oraș, îmi spune, duceți-mă când plecăm până aici, la AFI, o las la AFI, dar nu. Eu am înțeles invers. N-ați înțeles bine. Cine i-a spus invers? El a înțeles când i-am spus eu în ziua aia când m-am dus la dânsul că s-a prins becul. Zic, hai că mă duc cu ea acum să pun testerul pe ea și bă, el a crezut că eu am venit la ăștia, la port, să pun testerul. De ce mă bagă ăia la port pe mine în seama, doamnă director? Fără programare, fără aia. Zic, am fost la car serv. Și ăia mi-a zis, bă, ți-l dăm jos, îl curățăm și îl... aia. Eu am înțeles că Ford-ul. Nu, doamnă director, cum Ford-ul? Păi Ford-ul trebuie programare, trebuie dragi la ei. Și bă, plus la asta, Ford-ul nu-ți face spălare de filtru, de... Da, aia, băi, îl pun în loc, da. Îl dăm 50 de milioane și cu manopere cu aia dăm 80-90 de milioane. Da, zice, așa e, mă, Gigele, dar dacă n-am înțeles bine, atunci du-te cu ea la carcer. Bine, mă duc cu ea la carcer. Adică să nu înțeleg. Și am explicat, dom'le, ai zis că cu carcerul. Eu am rămas prieten, că eu am lucrat de când am fost și la primărie și la consiliu și am lucrat cu ei. Și de-aia am rămas prieten, n-am nici cea mai mică urmare. Ca să nu mai tot îmi scoată ochii că am eu manevri cu carcer. Păi da, adică nu te bine, mă, și eu mă gândeam, că tu nu vezi că îmi recomandă domnul Lucian Navete, cum,
Bă, și acum, ca să vedeți, acum când domnul vineam... Carulat, domnul Lucian, domnul Lucian.